speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Mihare, în sfârșit ai venit. Mama, îmi pare rău că am plecat. Acum am terminat studiile și m-am întors să te ajut. Bine ai venit acasă, fiule. Am nevoie de ajutorul tău. Ferma este în palagină și nu știu ce să fac. Nu-ți face griji, mamă. Vom rezolva noi problemele. Nu știi cumva tata pe unde e? E în grădină. Lucrează. Ok, mamă. Mă duc să văd ce face. Tată, ce faci? Ești bine? Mă, copile,
ce am reparat motocultorul și acum am zis să arunc un pic grădina aceasta. Poate vreau să modernizez ferma. Vreau să o transform într-un model de succes cu utilaje moderne, animale sănătoase și culturi productive. Mihai, ești idealist. Nu știu ce te așteaptă. Ferma are nevoie de multe investiții, iar noi nu avem bani. Știu că va fi greu, dar sunt hotărât să reușesc. Am învățat multe la facultate și am idei noi. Cu muncă și perseverență vom reuși. Te susțin, fiule, cred în tine. Mă lași să continui eu să ar terenul acesta? Da, cum să nu. Ia vezi dacă îți place. Mihai, poți să mergi până la piață? Da, mamă, cum să nu? Mă duc până la piață imediat. Ce să cumpăr? Lăsa-l și semințe pentru a planta în grădină. Da, cum să nu? Hai că mă duc. Îmi dai niște bani ca să cumpăr?
Da, uite aici. Mulțumesc. Tată, mai funcționează trabantul? Nu mai prea funcționează. Se mai tot oprește, nu pornește. Ok, lasă că o să iau bicicleta atunci. Thought I had it figured out. Believed in us. We were meant to be, no doubt. A teenage love. Everybody else could see the way we were living in a fantasy. When I kissed her. Gotta let it go. Living on my own.
Bună ziua, domnule! Bună ziua! Aveți semințe? Da, 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 avem de toate. Roșii, castraveți, cam din astea orice. Hai, da, am, vă dau de toate. Bun. Vreau niște semințe de roșii, castraveți, niște ceapă dacă aveți, ridichii. Ce mai faci? Mă bucur să te văd înapoi în sat. Mulțumesc, doamna Elena. Mă bucur să vă văd și eu. A revenit cu planuri destul de mari pentru ferma familiei. Mă bucur să aud asta. Știu că ești un domn muncitor și perseverent, dar eu știu pe siguranță. Sper că aveți dreptate. Am nevoie de tot sprijinul pe care îl pot obține. Te voi susține cu tot ce pot. Ai nevoie de ajutor în fermă? Da, ar fi minunat. Mă descurc cu treburile ușoare, dar am nevoie de ajutor cu anumite lucruri, așa din când în când. Am trei fiul meu, este pasionat de agricultură, ar fi bucuros să te ajute. Mulțumesc, ai fi minunat. Vă mulțumesc mult. Ok, doamna Elena, vă doresc o zi plăcută. Eu o să intru până la Nea Vasile, că vreau să discut ceva cu dânsul. Bună ziua, Nea Vasile. Bună ziua, băi copile, ce mai faci? Uite, nu de mult am ajuns și eu acasă, că am terminat cu facultatea, cu studiile, mi-am luat licența, absolut tot. Felicitări! Ești inginer agronom acum. Îi las că e bine. Mulțumesc, da, sunt inginer agronom, dar sper să reușesc să fac ceva în privința asta, să reușesc să-mi fac o fermă, ceva. Ăsta e visul meu acum, să văd ce reușesc să fac. Am venit să vă rog ceva dacă se poate. Ia spune, voi copile, despre ce este vorba. Știți că am făcut practica la dumneavoastră aici, la fermă. N-ați avea nevoie de un om angajat. O să lucrez și pe un salar mai mic, nu-i nicio problemă. Doar că am și eu nevoie de bani până mă ridic un pic, pentru că vreau să-mi fac și eu câte ceva pe aici, pe la mine, pe acasă. Da, așa mi-a nevoie de cineva, dar pentru tine cum să nu. Vină dimineață și vorbim mai mult timp. Da, da, bun. Păi atunci o să vin mâine dimineață să îmi ziceți mai multe despre ce e aici. Oricum, în mare parte știu cât de cât din ce am apucat să învăț în practică, dar discutăm dacă nu mâine și vedem cum facem. Da, mai copile, vină dimineață că te aștept. Bine, Nea Vasile, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și vă doresc o zi plăcută. Sometimes I still hear your voice. It's telling me you'll catch my fall. So how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't late.
Baba, am fost și am luat de la piață sămânțurile. Mâine ne putem apuca de plantat după ce termin de arat și mărunțesc și eu pământul. Am o veste pentru voi. Vai, sper să nu fie ceva de rău. Nu, nu e ceva rău, tocmai e de bine. Am fost și am vorbit cu Nea Vasile, dacă îl mai țineți minte, cel care are fermă aici la noi în sat, că am făcut practica la el în timpul facultății. Da, îl știu pe Nea Vasile. Am vorbit cu dânsul și am întrebat dacă are nevoie cumva de un om acolo, de un angajat, și a zis că are nevoie și de mâine dimineață să mă duc până la el ca să discutăm mai multe detalii și cred că o să-mi și încep probabil de mâine munca. Mă bucur pentru tine, Mihai, chiar mă bucur. Da, mă bucur și eu pentru că așa o să reușim cumva să vedem, poate mai mișcăm un pic lucrurile pe aici și facem câte ceva. Tată, crezi că poți să termini sau să continui un pic cu aratul? Mâine o să vin după ce finalizez discuția cu Nea Vasile și continui eu, după care mărunțesc un pic pământul și o să plantăm în grădină. A vrea și eu să merg să fac un duș pentru că sunt destul de obosit după atâta drum. Da, tocmai cum vrea să mă duc. Mulțumesc. Buildings, as the chemicals they take us higher.